Eu știu că nu am nevoie de ochelari, pentru că eu nu stau prea aproape de televizor. Dacă stau foarte aproape de televizor, atunci am nevoie să-mi pun ochelari. Astăzi vreau să ne confirme acest lucru însă un specialist, un doctor oftalmolog, care ne va lămuri și de ce e bine să ne ducem destul de des copiii la controlul oftalmologic. Știi că eu îți spun mereu că ai niște ochi superbi, dar oare sunt și niște ochi sănătoși? Eu cred că sunt niște ochi sănătoși. Hai să vedem ce zice doamna doctor. Hai. Ești sigură? Va trebui să verificăm. Eu ți-am pregătit aici niște ochelari speciali și o cărticică magică. Cu ochelarii ăștia speciali o să vedem niște desene magice aici. Hai să-i punem. Ia să prinzi tu musculița de aripioare. Ați văzut, tati, că ea s-a oprit cu degețelele undeva în spațiu. Asta este semn că o vede tridimensional. Tati, felicitări! Aveți o fetiță de nota 10. În sensul că vederea ei este dezvoltată chiar mai bine decât media vârstei și ne așteptăm ca totul să fie în regulă, dar ca să ne menținem această idee, este bine să veniți la un control de rutină o dată pe an. Ok, Sofia este în regulă. Cum facem să depistăm eventual afecțiuni? În primul rând, printr-un control oftalmologic de rutină. Se știe că prevenția e cea mai bună modalitate și atunci invit toți părinții să vină cu cei mici la un control de rutină undeva în jurul vârstei de un an și jumătate, 2 ani maxim, pentru a fi sigur că depistăm toate problemele încă din timp. Care ar putea fi primele simptome, să zicem că părintele își dă seama singur acasă și vine la control? Găsim odată afecțiuni oftalmologice mai deosebite la copilașii nou-născuți, deci la bebeluși. Avem o categorie aparte, e vorba de copiii prematuri, care trebuie să aibă parte de primul consult oftalmologic la maxim o lună de la naștere. Mămica, de obicei, pentru că ea petrece mai mult timp cu copiii, poate observa, de exemplu, la copilaș o pupilă albă, deci o zonă albă în, acolo unde ar trebui să fie negru în mod normal. Mai poate observa anumite asimetrii între cei doi ochi, de exemplu, la un ochi e pleapa un pic mai căzută sau la celălalt, eu știu, îi fuge ochișorul. Iar mai târziu, când copilul devine verbal, putem avea copiii care vin și spun părinților, mă doare capul, nu văd să copiez la școală. Cea mai de temut boală este ambliopia. Ambliopia sau ochiul leneș, cum este cunoscută în popor, se referă la faptul că unul dintre ochi nu vede corect și atunci creierul sistează informația primită de la acel ochi. În timp, această ambliopie poate să ajungă una foarte severă și noi o observăm la control în momentul în care acoperim unul dintre ochișori, copilul începe să devină agitat, nu vede, se sesizează că nu vede corect și cazurile astea grave pot să însemne ani de muncă pentru recuperare ulterioară. Atenție că această recuperare se face numai până la vârsta de 7-8 ani. Iubiți-vă copiii mult, duceți-i la control, măcar o dată pe an când vorbim despre eventuale afecțiuni oftalmologice și pupați-i. Mac. Pupici cu? Cu rățuște. Toate cele bune!